În actualul context social, atragerea de fonduri europene este absolut necesară pentru combaterea crizei economice prin care trece țara noastră. Astfel, Partidul Social Democrat face toate demersurile pentru a scoate România din impas și pentru a primi cât mai mulți bani din partea Uniunii Europene. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare cu privire la această situație. Având în vedere contextul economic deosebit de dificil în care ne aflăm, absorpția de fonduri europene nu este doar o necesitate, dar obligația noastră de mare responsabilitate. În perioada imediat următoare vom înainta Comisiei Europene cererea de plată a 2,9 miliarde de euro, dintre care peste 2 miliarde sunt nerambursabile, reprezentând fonduri din PNRR aferente primului trimestru. Însă, pentru ca acești bani să intre în țara noastră, avem de îndeplinit niște jaloane. Miniștrii PSD și-au făcut treaba, deci, stimați colegii de coaliție, domnilor de la PNL, haideți să ne facem treaba până la capăt. Trebuie să clarificăm și aspectul privind impozitarea progresivă. S-a înțeles și propagat greșit ideea stabilirii unor trepte la care să se calculeze cote din ce în ce mai mari de impozit. Exclus, Partidul Social Democrat nu susține cote progresive de impozit, ci deduceri progresive la salariile mici. Asta înseamnă că impozitele pe salariile mici să fie diminuate treptat, venind astfel în sprijinul celor mai vulnerabili dintre salariați. Proiectul se află încă în dezbatere și urmează să purtăm discuții, atât cu reprezentanții mediului de afaceri, cât și cu sindicatele. Este clar însă că avem nevoie de o reașezare a impozitelor pentru a stabili pe cât posibil o echitate între impozitarea capitalului și impozitarea muncii. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, este unul dintre politicienii care întotdeauna au votat în interesul românilor și al României. Cu privire la proiectul privind combaterea speculei, acesta se află în prezent pe masa guvernului și a coaliției, unde se analizează toate detaliile. Pentru a corecta informațiile apărute în presă, deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, menționează că acest proiect nu își propune să reducă sau să elimine subvențiile, însă agenții economici care beneficiază de facilități din partea statului să acționeze cu o mai mare responsabilitate față de români. În fond și la urma urmei, scopul sprijinirii comercianților și producătorilor de către stat este de a stopa creșterea explozivă a prețurilor și a nu pune și mai mare presiune pe oameni.